Sunt pensionara profesoară Letiția Leonte din Târgu Ocna și preoteasă, în vârstă de 97 de ani, fiindcă sunt născută înainte de a intra țara noastră în războiul pentru dezrobire și pentru întregirea neamului, în 1916. Și sunt foarte conștientă că n-am fi avut viața pe care am avut-o, mai ales până la comunism. Eu am trăit o viață foarte frumoasă și nu numai eu. Tot poporul s-a bucurat de dezrobirea țării, de unirea tuturor provinciilor. Am trăit într-o atmosferă de dragoste față de suveran, față de țară, față de neam, față de credință, față de limbă. De altfel am și studiat literele și teologia. Și sigur că acum recunoștința mea se arată doar prin puține fapte, între care și faptul că le fac parastas pentru monahie, pentru Carol I, care a luminat poporul nostru și l-a scos de sub robia turcească, pentru regina Elisabeta, mama răniților, care cu trupul era printre răniții din Bulgaria și cu sufletul tot la fel scria poezii și care, deși nu era româncă și nici de neam latin, când a venit în țară, a întrebat cum se zice pe latinește cântec. Și i-au spus Carmen, ce-mi place. Am mai întrebat un cuvânt pe care l-am uitat, dar pădure, Silva. Asta îmi place, Carmen Silva, și-a luat acest pseudonim. De ce faceți parastas lui Mama Sica? Lui Mama, și tot așa fac și pentru toată familia domnitoare și de monahie în țara noastră. Cu Mama Sica m-am întâlnit în viață cam târziu, când amândouă eram pensionare. Dar ne-am legat așa de strâns încât ea mă considera sora ei, pentru că ea a fost singură la părinți, n-a avut frați și surori și a găsit în mine o surioară, îmi spunea, fiindcă eram mai mică ceva, cu câțiva ani decât dumneavoastră ei. Mi-a plăcut temperamentul ei, comportarea ei, acțiunile ei și ne-am lipit încât seara după ora 10 stăteam mult de vorbă la telefon, ea fiind la București, eu la Târgu Ocna. Și când s-a hotărât să scrie, i s-a cerut ca să scrie cartea de pedagogie a creștinismului, a predării religiei, propriu-zis, m-am gândit și eu să scriu partea didactică. Dar nu i-am spus, am vrut să-i fac o surpriză și a plecat înainte de a afla lucrul ăsta. Plecarea ei a fost tot din cauza activității, prea multă activitate. Într-o zi a trebuit să țină la anii ei prelegeri, două prelegeri la doi ani de studenție de la Cluj, apoi la Sibiu a stat și la masă și a vorbit și acolo și la... Și după aceea au ținut-o studenții de vorbă și în cele din urmă s-a închis Arhondaricul unde trebuia să ducă să fie cazată și studenții au căutat atunci la miezul nopții o
o posibilitate să odihnească. S-a dus la un hotel, nu cunoștea hotelul și s-a sculat noaptea, s-a împiedicat, a căzut și din asta i s-a tras sfârșitul. A avut și bucurii în viață mama Sica. A fost apreciată de Patriarhul Teotist. A fost medaliată cu crucea patriarhală. I-a dat și un act prin care putea să predice în orice biserică din țară alături de preotul respectiv. Ceea ce n-a mai avut nicio femeie această libertate. A stăruit foarte mult ca să reintroducă religia în școli. Seara, noaptea, stăteam de vorbă, ne sfătuiam și a doua zi era la patriarh sau unde mai trebuia și s-a zbătut. De altfel, toată viața ei a fost o zbatere. A fost așa de modestă încât la biserica unde cânta, ea se ducea la patriarhii, precupeținul se cheamă, Sfântul Nicolae din București. Se ducea la patriarhii și căra de sargini cu tămâie. Nu era datorie ei, ea cânta la țară, cânta benevol, nu era plătită absolut cu nimic. Dar spunea că cine să fac dacă nu face ea. Mi-aduc aminte odată, vărsa cristelnița, apa din cristelniță, fusese un botez. Și am spus, zice, că era și mititică și căzuse și se deboșase, avea coloana vertebrală deviată. Și zice, dar cine, n-ai văzut nașii ce gătiți erau? Puteau ei să vierse cristelnița. Dar era și clopotarul acolo în biserică, era și dascălul. Acum cât timp a murit mama Sica? În 5. Din 5 câți ani sunt? Sănătate, sărmănuța. Bună ziua. În 2005? Nu-mi dau seama, nu. Cred că sunt 18 ani de când am murit, în 95. 95, că pe urmă fiică mea a murit în 96. Da. Am înțeles. Și faceți acest parastas pentru pomenirea ei, nu? Pentru, și familia legală și sunt mai mulți oameni buni și mari care au fost în țara asta, dar care nu ne mai face nimeni parastas. Unul a fost poet religios, Pan Bizerescu. Familia preot și preoteasă la care făceam toate parastasele la București, Cosma, părintele Nicolae Cosma, nepot de soră a lui Ion Creangă și doamna Veronica Cosma, fiica învățătorilor din Humulești, deci amândoi humuleșteni, care erau niște oameni foarte primitori. După ce făcea slujbă, părintele vedea pe câte un om mare, care e un artist mare, un scriitor mare, îi spunea, spoftești la masă, spoftești la masă. Era plină casa lui de oameni. Și țineau acolo niște discuții așa de frumoase. Ni se părea că suntem într-o academie, ne simțeam foarte bine. Mulțumim pentru interviu. Și să vă dea Dumnezeu sănătate, să mai pomeniți, îi mai pomeniți. Și dumneavoastră sănătate și mulțumire sufletească și har duhovnicesc să faceți interviuri frumoase și binefăcătoare. Mulțumim, Doamne ajută!